Bună seara și bine ați venit la vernisajul expoziției artistului plastic Laura Vidrean, expoziție care astăzi se numește Între real și imaginar. O să vă rog să vă apropiați, cei care sunteți mai în spate, să puteți să vă bucurați de tot ceea ce se întâmplă astăzi aici. Ocaziile de a întâlni artiștii, să știți că nu sunt foarte multe. Și întrebarea este de ce? Pentru că ei stau foarte mult timp în atelier și muncesc. Pentru a realiza o expoziție cu atât de multe lucrări, cum sunt cele care sunt expuse astăzi în cazinoul din Cluj-Napoca, să știți că este nevoie de foarte multă muncă. V-aș spune că trăim într-o lume în care, dacă ar fi mai frumos, poate am avea mai puțină nevoie de artă. Dar trăim în lumea pe care o știm cu toții, am trăit timpuri dificile și încă mai trăim dificil. Și asta ne face ca în momentele în care vrem să ne regăsim curajul, bucuria și pofta de viață, să ne întoarcem privirea către artă, în toate formele ei, fie că este pictură, sculptură, fie că este muzică, fie că este dans, pentru că toate aceste arte au o mare calitate, bucură sufletele noastre. Și acum, faptul că este din nou primăvară și simțim din nou libertatea în felul în care ne mișcăm și ne bucurăm și ne putem îmbrățișa din nou, putem să repornim, aș spune, pe calea vieții fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi, în felul în care își trăiește viața, de fapt este călăuzit către căutarea de sens și identitate. Astăzi, ceea ce se întâmplă aici este Laura, cercetarea ei și observarea ei atentă asupra vieții și asupra naturii, întrebările care și le-a pus la un moment dat și unele dintre răspunsurile care le-a găsit. Pe simezele expoziției de astăzi, Laura supune atenției dumneavoastră foarte multe crâmpeie de natură. Este dificil pentru un artist când intră într-o grădină fantastică, într-un loc minunat, să reușească să cuprindă în ramele unei lucrări doar o mică porțiune din ceea ce vede, din ceea ce îl surprinde, din ceea ce îi place. De aceea, rugămintea mea este ca dumneavoastră toți să vă dați voie să depășiți ramele lucrării, să căutați în adânc, să vedeți care este mesajul, care este emoția pe care Laura a încercat-o, a surprins-o și v-a redat-o cu atât de multă bucurie dumneavoastră astăzi aici. Aș întreba aș pune o singură întrebare pentru Laura. De obicei artiștii vorbesc mai puțin. Care este pasul de la imaginar la real? Tema pe care ea și-a gândit-o, între real și imaginar. Eu aș întreba o invers. Care este pasul între imaginar și real? Nu m-am așteptat la întrebarea asta. Mă pune în dificultate, doamna Camelia, dar este în regulă. Eu ce am încercat să fac, am expus. Am pus pe pânză tot ce am gândit eu și tot ce căutările mele, de fapt, ca și a altor artiști, este un drum. Un drum inițiatic pe care eu îl parcurg. Sunt semne și simboluri, am pornit de la ceea ce văd, de la natură și am ajuns aici. Cam asta este răspunsul.
Și dacă îmi dați voie să o completez, ceea ce ea a uitat, între imaginar și real este munca. Este a plecare asupra șevaletului, este a gândi o compoziție, este chiar și alergatul după rame. Este ușor să ne imaginăm, mintea noastră este extrem de cuprinzătoare și de bogată și cu toții avem vise, vise extraordinare care adeseori se împlinesc. Împlinirea tuturor viselor noastre ține de muncă, de exercițiu, de practică, de dorință și de puterea de a fi. Înainte de a fi artist în exterior, ești undeva artist în interior. Ceva din tine vrea să iasă afară, să se aștearnă pe o pânză, să bucure și să fie spre bucuria tuturor. Noi, ca persoane mature, suntem deja undeva, să spunem, la un mijloc de viață și pentru noi, noi am înțeles ce înseamnă să înveți, am înțeles ce înseamnă să muncești și am înțeles că pentru a putea fi un artist desăvârșit, ai nevoie de oameni care să vadă munca, să o admire. Și de aceea, împreună cu Laura, astăzi am invitat pentru dumneavoastră trei artiști. Doi dintre ei sunt elevi ai colegiului Sigismund Toduță. O să citesc despre ei pentru că nu-i cunosc suficient de bine. O să interpreteze pentru dumneavoastră Paul Damian, un elev care are 12 ani astăzi, un elev al profesorului Bălțan Varga Florian. Este un copil care studiază chitară clasică de 5 ani, are nenumărate premii naționale și internaționale. Iar în repertoriul de astăzi o să ascultăm sonata în A, Domenico Scarlatti și Tarantela, Johann Caspar Merz. Am invitat artiști tineri pentru că ei sunt viitorul nostru. Asupra lor trebuie să ne aplecăm. Momentul în care copiii sunt ghidați de către părinți, ei reușesc. Toată lumea a avut nevoie de susținere, noi când eram mici și chiar și acum, dar cei mai mici au nevoie de aplauzele dumneavoastră pentru a vă răsfăța cu tot ceea ce înseamnă sunetul extraordinar al muzicii. Vă mulțumesc! Thank you.
invitația este de a lăsa muzica să vă acompanieze, să vă mișcați prin grădina extraordinară pe care Laura Vidrean o aduce în atenția dumneavoastră. Căutați culorile, căutați senzațiile dintr-o grădină miraculoasă, dintr-un spațiu al senzațiilor, un spațiu al emoțiilor pe care muzica, culoarea, vibrația acompaniază această seară minunată între prieteni. Să ne bucurăm pentru faptul că trăim într-un oraș extraordinar și prin grija celor de la primărie și Centrul de Cultură Urbană Cluj-Napoca, astăzi aici se întâmplă un lucru extraordinar. Lăsați culoarea, muzica să curgă asemeni soarelui în sufletele dumneavoastră, pentru că astăzi a fost și este vorba despre artă, despre suflet.